În clipul anterior despre 5 Minute Crafts a fost super fericit că clipurile lor aveau deja muzică pe fundal și nu mai trebuia să pun eu muzică peste montajul meu. Am fost foarte fericit, ceva de genul... Wow, sunt atât de fericit că nu mai trebuie să pun muzică peste montaj! Știți, clipurile lor sunt pe YouTube, au muzică, ei au putut să și le monetizeze... Dar n-am luat ceva în calcul. Posibilitatea ca ei să fi plătit unei case de discuri pentru licențe muzicale? Piesele alea aveau copyright pe ele și eu încă nu mi-am luat banii pe cele aproape 270.000 de vizualizări. O să am grijă să nu se mai întâmple asta. Și ca să combat problemele cu monetizarea, avem un sponsor clipul ăsta. Clipul ăsta vă e adus de Raid Shadow... Nu se vede, Raid Shadow Legends. Raid e unul dintre cele mai ambițioase RPG-uri din 2019 disponibil pe Android și iOS. Știu, ați mai auzit de el. Dar din motive întemeiate. Poate că e un joc de telefon, dar față de concurența de pe telefoane mobile, nu poate fi comparat decât cu un joc de PC sau de console. Are lupte cu boss giganți, alte lupte cu boss giganți, o poveste super cool, mod PvP și sute de campioni din care să alegi și chiar mai mult, lunar sunt adăugați mai mult de 14 campioni noi, așa că tactica de joc se schimbă mereu. Dar nu trebuie să mă crezi pe mine, poți să mergi în Play Store și să vezi cum jocul are peste 450.000 de review-uri și un scor aproape perfect, aproape de 5 stele. De asemenea, e în top 3 cele mai bune RPG-uri din Google Play Store. Vine la pachet cu recompense pe bază de progres, adică cu cât joci mai mult, cu atât primești premii din ce în ce mai bune în joc, iar la finalul misiunilor de progres o primești pe Arbiter, unul dintre cei mai buni campioni legendari din joc. Și partea cea mai bună e gratis. Toate astea, grafică, gameplay, poveste, content nou, gratis. N-aș fi putut să-mi imaginez acum câțiva ani că jocurile pe mobil vor arăta așa. Gen, uite nivelul de detaliu cum arată! Uite cum sunt colții! Dacă vreți să încercați jocul, mergeți în descriere, dați click pe linkul special și veți primi 50.000 de silver și un campion epic gratis, ca parte din New Player Program sau programul jucătorului nou. Eu sunt Nicu, desenator, ilustrator și animator, dar nu din ala de care credeți voi, și o să încerc hack-uri de desen ca să nu o faceți voi. Douăsprezece de hack-uri inteligente pentru desen. Așa cum am obișnuit de la alte clipuri de ale lor, probabil o să se tot repete dintre ele. Am impresia că pe astea le-am văzut și data trecută. Hey, cum să desenez buze din clipul anterior, la care ne-am mai uitat? Exact același desen, exact același montaj. O să... am voie să-i critic, adică nu-mi vine să-i critic, poate eu iau copyright și pe faptul că îi critic. Nu e ok, ăștia aș fac mai multe clipuri din aceleași bucăți de clipuri. Le tot repetă. Aici avem un tutorial cum să lampă. Oh my god, nu, cercurile alea nu-s. De ce am mai tras liniile alea? N-are niciun sens. Uite cum vin aici. Eu o să tot zic că astea nu sunt tutoriale și nici hack-uri. Pur și simplu îți arată cum să desenezi o chestie. Și dacă nu o poți urma, ei, cum să desenezi o rochie? Pasul 1, desenează o rochie. Sunt destul de sigur că cei care desenează în clipul ăsta știu foarte bine ce fac. Păcat că nu te învață absolut nimic. Oh, ai o pesulă super deteriorată, cred că e cazul meu aici, s-ar putea să mă fi targetat cu acest videoclip. Huh. Dacă pensula ta arată așa, avem o soluție super simplă. Spală-o în p-a mea! Numai așa arată și toate pensulele mele pe care le-am folosit. Ăla-i să pun. Mă, asta s-ar putea să meargă. Sau s-ar putea să mai fie ceva. Usuc-o înainte de folosire, înainte și după. Nu sunt super sigur că aici la după e complet uscată, dar sunt dispus să încerc. Cazul celebru al pensulei mele deteriorate, cred că puteți să vedeți vârful ăla care e foarte bine îngrijit. Am aici un pic de apă în care o să clătesc pensula cât pot de bine. După cum putem să vedem, încă nu și-a revenit pensula. Însă pasul cel mai important este săpunul. N-am deloc săpun solid în casă, eu folosesc Dove Liquid pentru o piele mai fină. Dove, dacă vedeți asta și vreți să punem de un clip. O să-mi pun un pic de săpun pe mână pe care o să-l întind așa ca să imit textura aia de... săpun solid și cu pensula o să mângâi așa săpunul ăsta ca să-l îmbib foarte bine în părul pensulei. Mă simt foarte ciudat că fac asta. Dar stai mă! Fără clătit? O lași așa cu săpun în ea? Bă, dacă zic 5 Minute Crafts, adică o să o pun deoparte și o să verificăm la finalul clipului dacă a funcționat. Avem un decupaj de carton sau de hârtie și cu un burete foarte moale peste o acuarelă deja pictată. Tapetăm așa frumos cu burețelul sau șervețelul umed și rămânem cu forma aia decupată, dar acum fără vopsea pe hârtie.
În primul rând, mi-e foarte greu să explic ce face tipa asta aici în clip. E o idee destul de ok dacă vrei să ai alb peste ce ai desenat, de exemplu să faci niște nori peste cer. Ar fi putut să folosească niște guașă albă sau marker alb, pentru că mă îndoiesc că marginile alea o să rămână atât de bine făcute după ce o să le îmbibe așa cu apă. O să fie totul super blurat, dar nu o să-mi dau cu părerea până nu încercăm. Mi-am pregătit deja aici foaia pe care urmează să lucrăm, o vomă din asta tip galaxie. Știți că a fost boala aia cu câțiva ani că toate alea să arate ca o galaxie. Dintr-o altă bucățică mică de hârtie din asta cartonată, o să încerc să-mi decupez propriul meu shape custom, pe care ei nu ni-l arată cum să-l decupăm, fiecare se descurcă. E suficient de bine pentru scopul educativ al clipului ăsta. O să îl înmoi un pic în apă. O să țin bine hârtiuța asta lipită de foaie și cu buretele. O să așa. Și conform video tutorialului ar trebui să rămână alb. Vopseaua nu dă nici măcar un semn că ar vrea să se ia de pe forma asta. Dar nu se ia, s-a udat, dar nu se ia deloc. Numai cu tocul hârtie să se ia de acolo. Niciun caz așa la cum făceau ei în clip. Știți că de obicei e replica mea să zic că ne-a ieșit o p***. De data asta nici măcar o p*** n-a ieșit. Creion roz, colorăm. Nu înțeleg de ce în toate clipurile astea cu hack-uri lipsesc toate instrucțiunile. Ce-i hârtia aia? Ăla-i scoci, ai o altă bucată de hârtie, hârtie de calc, hârtie de desen, hârtie de apă. Dar mă rog, să zicem că a lipit un fel de scoci din hârtie pe care desenează un model. Și a făcut, asta a făcut, a făcut o mică adâncitură cu modelul pe care voia să-l deseneze. Și acum o să revină pe deasupra. Și după ce colorează, hei, avem desenul rămas în hârtie. De ce? Să faci cu asta ce? Nu spune ce fel de hârtie e, aia e o hârtie de cel puțin 300 de grame pe metru pătrat, care e o hârtie foarte cartonată. Nu-mi dau seama dacă merge pe orice hârtie, dar trebuie să încercăm. Am înțeles că hașurăm într-un loc ușor de tot cu niște creion colorat. Punem deasupra niște scoci sau aș putea să folosesc chiar o bucățică de hârtie pe care o să o plasez deasupra. O să folosesc un creion alb, pentru că oricum n-are culoare, ca să creez aici modelul pe care eu mi-l doresc. Acum că avem partea aia adâncită ușor de tot în foaie, revenim cu creionul roșu. În momentul în care o să trecem peste zona aia... Ok. Ăsta aproape merge. Sper să nu găuresc foaia apăsântă ăsta. Acum că avem adâncitura aia acolo, o să fac așa foarte light cu creionul pe deasupra. O să pun modelul nostru în evidență. Vai cât îmi place. Ăsta e genul de mesaj secret pe care l-aș trimite în clasă. Așa, fără dubii ăsta funcționează. Dar de ce? Să faci cu asta ce? 38 de tehnici magice de desenat în pastel. Ăsta e pe canalul 5 Minute Crafts Family. Aparent au canal dedicat proiectelor de familie, în care învățăm să acoperim cu scoci o hârtie și să blurăm pastelul frumos și să folosim bețișoare cu ceară ca să desenăm flori. Nu! Hârtia aia o să se sfâșie în momentul în care tragi de scociul ăla. N-o să meargă cu orice fel de hârtie. Stai așa. Ok, înțeleg. Luna aia, sau e lună, cred că nu-i soare. Trebuie să fie un cerc perfect. Dar de ce n-a decupat înainte cercul? Chiar a fost nevoie să taie prin toată hârtia aia ca să ia scociul ăla de acolo? De ce n-a făcut un cerc de scoci de la început să-l pun acolo? Vai de mine, simt carioca aia peste pastel cum scârție și cum nu se prinde și rămâne pastel pe carioca aia neagră. Nu! 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 Îmi place foarte mult hârtia pe care desenează în clipul ăsta. Cred că are o textură de pânză pe ea. Și o vânătă, bineînțeles, într-un clip family friendly. Aici ne învață cum să desenăm o plajă gay și ceva Pokémon foarte abstract din generația 12, încă nedescoperit de Profesor Oak. Mă doare fizic. Nu pot să mă hotărăsc dacă mă deranjează sau chiar sunt drăguțe. 37 de rețete simple ca să devii un artist. Pe canalul 5 Minute Recipes, canal dedicat rețetelor de orice fel. Hack-uri, secrete, rețete. Aici, spre exemplu, învățăm să desenăm o sprânceană. Nu! Nu! Ok, l-a corectat în desenul de jos, dar... Nu! Uite cum o ia în partea cealaltă! Nu! L-a corectat, dar aici nu e ok. Linia aia așa cum se termină, nu! Vai de mine! Vai de mine! Avem dreptunghiuri, linii și dreptunghiuri. Is this loss? Cum e asta o rețetă simplă să devin artist? Vreau să devin artist acum! Aici avem niște tutoriale de perspectivă. Ați văzut? Nu!
Nu, nu! De ce împinge... De ce împinge Crigla peste linia pe care tocmai a desenat-o? O să se întindă! Ok, presupun că încearcă să deseneze niște perspectivă! Oh, no. Liniile alea de acolo nu sunt în perspectiva corectă. Uite unde sunt alea și unde sunt alea! Trebuie să-l încercăm și să-l facem corect. Greșeala colosală pe care au făcut-o minunații mei prieteni de la 5 Minute Crafts a fost că n-au respectat simpla regula perspectivei de două puncte și pur și simplu au făcut totul așa la îndala. Și lăsând asta la o parte, de fiecare dată când trăgeau o linie, făceau așa cu rigla. Hai să mă învăț eu cum funcționează o perspectivă de două puncte, pentru că nu degeaba se numește de două puncte. Toate liniile care sunt diagonale, în cazul nostru, cam toate liniile, trebuie să ajungă într-unul din cele două puncte pe care le definim chiar acum. Unul o să fie în extrema dreapta a foii și unul o să fie în extrema stânga a foii. O să trag mai multe linii verticale și acum, ca să trag o primă linie corectă, o să unesc linia asta din stânga cu punctul din dreapta. Ca să-i definesc partea asta de grosime de aici, o să unesc punctul ăsta de intersecție cu punctul din stânga de aici. Pot să fac asta și în partea de jos. Dacă mai trag aici o linie, putem să ne dăm seama care e grosimea dreptunghiului pe care tocmai la... Nu e dreptunghi, paralelipip. Și ca să evităm situațiile astea stânjenitoare, toate liniile trebuie să se ducă către unul din astea două puncte. Exact așa funcționează și perspectiva de 3 puncte, toate liniile astea din stânga-dreapta, dar și cele verticale trebuie să se ducă într-un anumit punct, dar în perspectiva de 2 puncte, toate liniile verticale sunt perfect verticale. O să trasez unind colțurile astea cu punctul din stânga, liniile alea pe care ei le-au făcut foarte, foarte, foarte eronat, care o să-mi dea aproximativ grosimea obiectului. Revin cu celelalte linii din punctul din dreapta și... Ca să termin toată perspectiva asta, o să trasez liniile verticale. În mod normal am putea să revenim cu tuș peste toate liniile astea. Am trasat asta din mână ca să... Cu scop demonstrativ, bineînțeles, nu pentru că mi-e lene să mai folosesc încă o dată rigla. Putem să sugerăm niște shading chiar din cerneală. Partea aia de perspectivă e ce ar fi trebuit ei să acopere în clipulețul lor. Avem un de apă strop, care nimeni nu cred că desenează așa picături de apă, dar ok. Asta e felul corect de a-l desena. Îl umpli cu cel mai gros creion pe care l-ai cu putință, cel mai negru și trântește o umbră acolo, ca mai târziu să revii cu chestia de aia cu blender, ca să nu-i faci aproape nimic. Uitați-vă atenți, așa arată desenul, trece cu blenderul peste el. Hai să încercăm. Avem de departe cel mai epic hack de cum să desenezi o lacrimă sau o picătură de apă. Trebuie să desenezi o picătură de apă foarte realistă. Ăsta e secretul dacă vrei să devii un artist. Eu nu sunt artist, nu mă întrebați pe mine. Dacă ei zic așa, înseamnă că așa trebuie să fie. Hai să începem. By the way, picăturile de apă nu au scursura aia deasupra. Mă bucur că v-am stricat copilăria. Picăturile de apă în mod normal sunt rotunde, dar pentru scopul demonstrativ al clipului ăsta, trebuie să ne ținem după tutorial. O să definesc aici o zonă unde o să rămână un luciu foarte mare și aici undeva în partea asta o să avem o umbră. O să iau cel mai negru creion pe care l-am găsit prin casă, un 9B. O să avem grijă, bineînțeles, să o colim. Cerculețul ăsta care o să lucească. O să facem aici de desubt o umbră stupid de neagră pentru o picătură de apă care e transparentă. Și o să ne folosim într-un final de principala atracție a unui 9B, faptul că putem să tragem linii mai negre decât sufletul meu. Sincer, n-am studiat niciodată picături de apă, să știu dacă așa arată, dar ce v-am spune că nu așa arată. Mai era un pas, dar l-am uitat. Să-l întindem cu blender din ăla. Am avut un blender de la nu știu pe unde l-am pierdut, dar la fel de bine funcționează și un șervețel pe care îl poți rula într-o formă din aia de blender. Îi poți face un vârf într-un punct din ăsta și să întinzi creionul la fel de bine ca cu un blender. Trebuie să recunosc, nu arată rău. Ăsta nu e un desen rău, dar nu e un hack. Abilitatea de a desena nu e un hack. Cred că cu asta ar trebui să-și înceapă clipurile. Ceva disclaimer mare de tipul, talentul nu e inclus. Asta e un clip pentru copii, animale făcute dintr-o singură linie. Avem o vulpe, un cangur, un crab, care nu-i nici de cum simetric, dar e ok, copiii nu-și dau seama. Unde ai văzut un crab simetric? Asta e un pterodactil, nu e. Cred că astea-s guessing games, nu tutoriale de cum să devii un artist. Un pinguin verde. Toată lumea știe că pinguinii sunt roz. A avut un singur lucru de făcut, să-l facă roz, să folosească un marker roz. Măcar roșu, portocaliu, dar a ales verde. Sau nu e? Dacă e struț, cred că e mai degrabă struț. Un pește, o balenă, un rechin, doi rechini,
Asta seamănă cu rețeta de la doctorul meu de familie. 61. Și facem un cerc cu o monedă. Și avem un wrestler mascat. Nu, e un furry. Pare un câine. Da. Ce e ăsta? De ce? În primul rând, de ce? Și în al doilea rând, e un husky. Nu, bă, nu, ce salea! I-a făcut țâțe! Marele reveal al serii o să fie să vedem dacă pensula noastră este acum funcțională. Din câte putem să vedem, vârful ei e foarte ascuțit acum. Are săpun peste tot și clar, verdictul e că nu o să poți să o folosești așa până n-o speli. Dacă lasă să-i usuce săpunul ăsta, o să fie super tare și aspră și n-o să aibă niciun sens. Aș putea să o clătesc un pic cu apă. Ok, într-adevăr, e un pic mai bine. Dar ăsta nu e un truc care să te facă un artist mai bun. Nu căutați scurtături, țineți-vă de ce vă place să faceți, munciți pentru visul vostru și într-o zi o să ajungeți acolo unde vă doriți. Singurele scurtături în care cred cu adevărat sunt cele de la Photoshop pe care îl plătesc lunar cu ajutorul minunaților mei membri de pe canal. Țin să le mulțumesc lui Robert Imr și Luca Lagdar și celorlalți membri care apar în stânga ecranului chiar aici. Înseamnă enorm de mult pentru mine ceea ce faceți, dar la fel de mult înseamnă orice fel de susținere pe care ați adus-o vreodată canalului ăsta, fie cu un like, un subscribe sau un share, sau pur și simplu prin simpla vizionare. Mă găsiți pe Instagram cu numele de micu.mihai, dar pentru moment cam atât de aici. Eu am fost Micu și, ca de obicei, până data viitoare, să ne auzim cu bine!